Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au printre cele mai frumoase și longevive căsnicii din lumea mondenă. Cei doi sunt împreună de foarte mulți ani și se iubesc extrem de tare. Din dragostea lor a rezultat o minunăție de fetiță, Petra, iar fanii s-au întrebat când îi va mai vizita barza pentru a doua oară pe Cristina Șișcanu și pe soțul ei, Mădălin Ionescu. Recent, Cristina Șișcanu a răspuns la o serie de întrebări pe pagina sa de Instagram, acolo unde fanii au întrebat-o dacă ea și soțul ei au în vedere conceperea unui al doilea copil. O fire asumată și sinceră, Cristina Șișcanu nu a ezitat să răspundă și le-a explicat fanilor că s-au gândit de foarte multe ori la acest lucru, dar de fiecare dată au renunțat, deoarece timpul lor este limitat și nu știu dacă s-ar descurca. O, da, ne dorim! Ne ia câteodată un avânt și ne propunem să facem copil și apoi ne mai oprim din acest avânt când suntem foarte, foarte ocupați și ne gândim că nu știm dacă facem față, a spus Cristina Șișcanu la Instastory. Cu toate acestea, fanii nu au renunțat să spere, iar o fotografie pe care Cristina Șișcanu a postat-o pe pagina ei de Instagram dezvăluie posibilitatea unei sarcini. Cristina Șișcanu a postat o imagine lângă un brad de Crăciun. În fotografie, soția prezentatorului TV purta o rochie foarte frumoasă din catifea. Detaliul care i-a alarmat pe fani a fost faptul că vedeta ține mâna pe burtică ca și cum ar fi însărcinată. În descrierea imaginii, vedeta a spus "Vin sărbătorile", iar fanii s-au întrebat dacă nu cumva vine și un nou membru al familiei. "Vine și un bebe?" au fost comentariile fanilor care așteaptă confirmarea Cristinei Șișcanu cu privire la o nouă sarcină. Tot în aceea zi, Cristina Șișcanu a postat câteva instastory-uri cu ea în care făcea reclamă la pijamale de noapte, iar într-una dintre povești a făcut același gest care le-a mai stârnit încă o dată curiozitatea fanilor.